Lecția numărul 4. Trebuie să faci distinția între nevoi și dorințe. Fiecare din cele 456 de persoane care participă în Squid Game are un motiv diferit pentru care a ajuns acolo. Însă, pentru majoritatea, situația financiară actuală se datorează faptului că nu și-au separat nevoile de dorințe. Iar asta i-a îngropat în datorii. De exemplu, Gi-hun, deși este falit, trăiește din banii mamei sale și are o grămadă de datorii, continuă să parieze pe curse de cai ca să se distreze. Iar atunci când are noroc și câștigă, în loc să folosească acei bani pentru a-și ajuta mama și a plăti dobânda la cămătar, el se gândește cum să-și scoată fica în oraș la un restaurant scump. Ideea este că, dacă înveți să separi nevoile de dorințe, vei avea o viață mult mai liniștită din punct de vedere financiar. Nu este absolut nicio problemă să cheltuiești bani pe dorințe, atâta timp cât ți-ai asigurat nevoile de bază. Dar dacă faci lucrurile invers, situația ta financiară se va înrăutăți de la lună la lună.